Tine cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui sfântă pomenire să vă și mastăți, ale sfinților, slăvinților și cu tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardascul al lumii și rar, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril, și Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, și ale Sfântului Nicon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei, și Spiridon al Trimitundei Făcătorii de Minuni, Calinică la Cernica, Iosif cel Noiore și Sabatin Virianul, Iosif Mărturisitorul, Gelase și Leontie, și ale tuturor sfinților Ierar, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Chiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfinților Mucenic Aralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita, Romanul, Serghe și Vac, Ioan Valamă și Oprea, ale Sfinților Mărturisitor Ioan și Moise, ale Sfinților Martir Brâncoveni, Constantin Voievod și cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfânt Nicolae Anache, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Buni Biruitori Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși Dumnezeu Purtători Părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodin cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Siastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Oniaco de la Neamț, și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maiși, Panascheva de la Iași și Teodora de la Sicla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maiși, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Doamne, Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc și înaintevergător și botezător Ioan, ale sfinților, slăviților și protolăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților Ioan Botezător, al căror pomenire o săvârșim, a sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Ioachim și Iana, și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită pe rugăciunea noastră. Amin. Dăruiește iertare greșelilor noastre. Amin. Acopere-ne cu acoperământul aripilor tale. Amin. Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Ca unul care stai înaintea scaunului lui Hristos, Împăratul cel ceresc, prea cela sufletele noastre. Dreaptă că am venit cu lucruri și ca cei dulce minimații la mulți, pentru legea Domnului capul tău tăindu-se, prea sfințit Ioane, ai mustrat cu îndrăzneală pe Păratul cel rău credincios, cel ce facea fără de lege, pentru Laude, iar ție ne scolă fiecare la curia.
Sfântului Ioan Botezătorul și Maicii Domnului, după aceea va urma predica rostită de Părintele Ioan, rugăciune de slegare pentru spovedanii, cei care doriți să vă spovediți, vom anunța înainte de a începe rugăciunile unde se vor mărturisi, vă voi putea mărturisi în Biserica Mare sau în Biserica Mică, cu Biserica Mare, spune Maica Stareță, după aceea vom începe acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, iar după aceea vom ocoli, așa cum este tradiția în fiecare an, Biserica Mănăstirii Mici. După aceea ne vom întoarce din nou la altarul de vară și vom face rugăciune de deslegare ale Sfântului Vasile cel Mare, a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vom continua cu treinia și cu paraclisul Maicii Domnului. Dumnezeu și Maica Domnului să ne dea o seară binecuvântată, cu pace și cu bucurie, chiar dacă vor mai fi câțiva stropi de ploaie, să știm că Sfântul Ioan Botezătorul ne ocrotește, deoarece duminică, mâine, avem o sărbătoare închinată Sfântul Ioan Botezătorul. Am putea spune că este cu sânge scris marea sărbătoare, marele preasmul de mâine. Iată și cerul în noaptea aceasta a început să lăcrimeze
pentru Sfântul Ioan Botezătorul. Să ne rugăm Maicii Domnului și Sfântului Preot Ioan Botezătorul să ne ocrotească viața, să ne întărească în credința ortodoxă, să ne dea răbdare în ispite și tuturor mântuire. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule, Mântuitorul nostru, care prin prorocul tău Natan ai dărit lui David cel ce s-a făcut iertare pentru păcatele lui și a plinit rugăciunea lui Manase pentru pocăința lui. Însuți, Doamne, și pe robii tăi aceștia care se crede de păcatele lor ce le-au făcut, primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate cele făcute de dânsul. Cel ce ești nedreptăți și trăiesc peste fără de lege, că Tu ai zis, Doamne, cu vrere nu ești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Și de 70 de ori câte 7 se iertă păcatele, pentru că după cum slava Ta este neasemănată, așa mila Ta nemăsurată, că te vei căuta la fără de lege, cine va putea suferi, că Tu ești Dumnezeu celor ce se pocăiesc, și slavă înotăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, păstorule și mielule, cel ce ridici păcatele lumii, care ierta datoria celui datornic și păcătoase cu iertarea păcatelor ei. Însuși, Stăpâne, slăbește, lasă, iartă păcatele fără de legile greșale, cele de voie, cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, care s-au săvârșit către robii și roabele tale, ce sunt aici de față, care se căiesc de păcatele lor și au legat la tine cu credință. În orice chip ca oameni purtând trup, ieșind în lumea, a fost înșelat de diavol, sau în cuvânt, sau în faptă, sau cu știință, sau cu neștiință, sau cuvântul preotului au călcat, sau sub blestem preotestul, sau de azi au fost blestemat sau legat. Sau sub blestemul lor au căzut, sau cu jurământ Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat.